5 minute despre altceva, în afară de procuror și DNA. Ia imaginați-vă un pic dacă, de exemplu, se declanșa procedura de suspendare a șefului statului. Păi era un circ absolut colosal. Ăla, bineînțeles, își ieșea din pepe, cum n-a mai făcut-o niciodată. De altă parte, consilierii lui, scursurile astea din fostul PDL, oamenii noi, oamenii de bine din PNL, l-ar fi avertizat că e bine să stea calm, că el numai așa a stat toată viața lui, nu-și poate ieși din matcă, întrucât nu are o matcă, dar este inferior chiar și lui însuși, Klaus Iohannis, da? Deci este un tip care se învârte într-o jumătate de cerc, precum un hamster din ăla care, dacă îi se defectează rotița, știți că mai sunt astfel de accidente industriale prin cuștile oamenilor, îi se defectează rotița, nu mai merge decât pe jumătate din ea, că nu știe să-și o repare. Și bineînțeles, dacă proprietarul nu face efortul respectiv, hamsterul continuă să alerge, da? Dar nu mai poate să facă toată rotița aia și merge doar pe o bucățică din ea. Ceea ce, sigur, dacă ar fi să ne luăm după medicina actuală, îl va face totuși mai greu, grăsimea se va depune mai mult, pentru că nu va face efortul de care are nevoie ca să scape de toxine și de surplusul de greutate. Ce porcărie extraordinară! Dar, din păcate, iată, nu vom ajunge la așa ceva și vom fi în acest stand-by mult și bine, până când la anul, într-adevăr, vom avea alegeri, spuneam, la două capete și sigur că situația se va mai înviora. Președintele PNL, Ludovic Orban, îi susține pe membrii și simpatizanții liberalilor să participe la meeting-ul anti-PSD din 10 august. Păi mai sunt câteva zile, vineri este 10 august. Am încurajat prezența oricărui membru al PNL, special din diaspora. Diaspora care știți că pregătește un partid. Iată un lucru interesant. Partidul urma să se numească Partidul Diaspora Română. Sigla nu este teribilă, PDR sună, în fine. Nici denumirea lui în sine nu este nemaipomenită, dar poate cine știe să mai lucrează la asta. Noul partid promite să unească și să construiască și mai ales să înlăture prăpastia dintre românii din afara țării și România. Sigur că această declarație, acest ideal de a face un partid în diaspora va fi primit până la urmă cu reticență, dacă nu chiar cu hohote de râs în coaliția aflată la putere, doar în cod pe ăștia de ce fac românii din diaspora, dar atenție, atenție, ar putea să fie totuși începutul sfârșitului pentru partidul aflat la guvernare, și aici mă refer la PSD, nu la ALDE, că ALDE va supraviețui. ALDE este un limbric care va supraviețui, un vierme, o tenia, care se va duce oricând alături de oricine. PSD-ul este de decapitat aici și nu se știe dacă bulgărașul ăsta, care a tot ucis, mai ales la prezidențiale, suficienți candidați PSD, nu va putea să strânească în România, evident, bazându-se pe nimic, este un partid gol de sens categoric, așa cum este și titlul său, dar ar putea să strânească această simpatie venită de nicăieri, neanunțată de nimic. O simpatie de asta revanșardă, hai numai să le-o tragem și să votăm cu ăștia. Dacă nu, cumva, sigur, PSD-ul va interzice românilor din România să voteze cu un partid al românilor din diaspora, de ce nu? Adică ei să-și facă partid, dar să se voteze numai între ei. Poate da o lege, să știți, după apusul soarelui, în sensul ăsta, fără nicio problemă. Dar dacă, de exemplu, diaspora ar fi numit acest partid Partidul Caimanilor, suna mai bine. Da? În primul rând că nu înțelegea Codrin Ștefănescu ce să ia caimani. Îi lua un pic de timp. Nu știa Olguța Vasilescu, ea tot așa se ducea pe traseele respective să vadă dacă nu rămăsese vreo geantă în urmă. Vine, era mai complicat. Un nume de genul ăsta, Jaguar, Caiman, Tapiri, da, ceva de tipul ăsta, Tucani, Partidul Tucanilor, de exemplu. Suna mai bine decât Partidul Românilor din diaspora. Sperăm totuși ca acest bulgăraș la un moment dat să se transforme într-o avalanșă și să fim martorii tot așa unei dezorganizări, a unei nesincronizări a societății românești, că numai asta ne-a mai rămas. Dar speranța că vreun miracol de ăsta, vreun meteorit, a se citi, ar putea să bulverseze ordinea lucrurilor în România. Vă reamintesc ultima dulce bulversare
a avut loc acum aproape 30 de ani. N-a durat mult, dar au fost câteva zile totuși încântătoare. Te trezeai, te ciupeai și neanicul tot nu mai era, bă. A fost câteva zile, într-adevăr, când toată lumea era la picioarele noastre. Cât putea să dureze? A durat 3 zile și 3 nopți, nu știu dacă a durat atât. Bă, dar și dacă a durat. Da. Aia, pentru noi e suficient. N-am fost contemporan cu clipele alea, nu ni le mai ia nici Iisus Hristos înapoi. Ok, dacă vom mai prinde, puțin probabil, bineînțeles, da, putem să sperăm, dacă vom mai prinde vreodată o asemenea schismă, o asemenea deflagrație a plăcilor tectonice, mai ar fi extraordinar. O femeie din București a postat pe Facebook, foarte bine a făcut, până nu se închide Facebook-ul de tot, o fotografie cu mesajul afișat pe ușa Bisericii Sfântul Nicolae din localitatea Lăpușna, unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Mă rog, orașe mult spus. O comună aflată în nordul județului Mureș, unde avea Ceaușescu vilă, la Lăpușna, era pe vremea respectivă raiul pe pământ. Raiul pe pământ, tată. Într-adevăr, o localitate în munte, practic, unde nu te deranja decât susurul apelor curgătoare în jur, au vreo două, trei pâraie pe acolo. E bine, de data asta vorbim despre altceva. Biserica Sfântul Nicolae, e bine, pe biserică, da? Pe ușa bisericii mai exact, era o foaie, probabil o coală de asta de hârtie a patru, pe care scria așa: părinții păcătuiesc atunci când, două puncte. Când păcătuiesc părinții? Ne interesează, nu-i așa? Printre altele, părinții păcătuiesc atunci când le dau voie copiilor să se joace oricând. 1. Le îngăduie acestora să se joace pe calculator. 2. Să se uite la filme. 3. Să meargă la teatru. 4. Concerte sau manifestări sportive. 5. În viziunea preoților bisericii de la Lăpușna, părinții săvârșesc păcate și atunci când le permit copiilor să citească orice, 6, să mănânce când vor și ce vor, 7, sau să doarmă oricât, 8. Superbă! Deci aia lăsați-o, da? Toți cei care scrieți prin România literară, toți cei care vă duceți la teatru, vă duceți la concerte, ascultați numai muzică clasică acasă, citiți, într-adevăr, cărți importante. Din când în când, sigur, mai uitați 30 de secunde când e câte un cutremur pe la televizor. Ascultați la căști, da, orice sunt străinătate, la marile evenimente. Cu toții sunteți niște nulități absolute. Da, niște nimeni, practic niște păcătoși de doi bani. Vedeți, bă, asta e biserica în secolul 21. E, nu ni se spune, din păcate, care sunt cele 10 momente în care nu păcătuim. Era frumos, poate pe verso, adică pe spatele bisericii eventual. Dacă nu, atunci să întoarcem cumva biserica așa, acolo unde scrie Made in China. Și să vedem, acolo trebuie să fie o găurică în porțelanul ăla și acolo să vedem exact, cine știe, o etichetă dintre asta, când nu păcătuim, de exemplu. M-ar interesa să vedem cine nu păcătuiește în această țară. Femeia susține că mesajul postat de ea pe Facebook a atras numeroase reacții, iar mulți oameni au criticat-o, luându-le apărarea preoților, pe bineînțeles. Am vorbit și cu oamenii din zonă, din sat, pentru că la mănăstire era pustiu și n-a ieșit nici măcar un călugăr să vorbească cu noi. Aia sunt acolo în Grecia antică, la Lăpușna, în sensul în care oamenii n-au niciun motiv să iasă din casă. Știți că așa spuneau grecii în antichitate, că de atunci au început problemele omenirii, când omul n-a mai reușit să stea în locuința lui. Omul a fost proiectat, de cine o fi fost, noi treaba noastră să aflăm, să stea în locuința lui, în vizuina lui, în peștera lui, nu contează unde. El nu era făcut să iasă de acolo. În momentul în care omul a ieșit, cine știe din ce motive, să joace la loto, să vadă dacă e soare afară, să vadă dacă se bat unii cu pietre, să vadă dacă e vreun dinozaur, nu știm care a fost motivul. Ei bine, a stricat practic toată ordinea lucrurilor. Dacă ar fi rămas numai în cușculia lui, niciodată n-ar fi fost probleme pe pământ. Deci când stați acasă, sunteți pedepsiți de părinți sau sunteți singuri, triști, părăsiți de toată lumea, să știți un singur lucru, nimic, nimic nu e mai prețios decât să fii singur cu tine. Ai toată lumea la dispoziție, de acolo se poate pleca oriunde. Niciodată nu atunci când ești înconjurat de lume.
atunci nu mai ai unde să pleci de cele mai multe ori. Dar atunci când ești singur, singur cuc, nu contează, cu gândurile tale, atunci ai toate posibilitățile. Ăla este momentul zero. De ăla trebuie să știi să profiți. Nu atunci când o duci bine, când ești înconjurat de toată lumea, când ești în mijlocul mulțimii, da? Când toți sunt la picioarele tale, pentru că atunci foarte rar știi încotro să o apuci. Deci să nu vă speriați de momentele astea, mai ales că ele nu durează, din păcate, o veșnicie. Da? Nu sunt veșnice nici măcar momentele astea de tăcere, cum o fi pe la Lăpușna, unde nu se mai aude nimic. O fi secași pâraiele alea. Pe vremuri acolo se făcea cea mai bună bere din România, cu apa care curgea prin pâraiele alea. Și unii spuneau chiar cea mai bună din Europa. Ajungea până în Germania și Danemarca, fără să se consideră că era o bere venită din județul Mureș. Era o bere produsă în Germania sau în Danemarca. Aia era secretul lui Neanicu. Echipurile câștiga cu chestia asta foarte mulți bani. În fine, el mânca conserve de ananas acolo în vila lui de la Lăpușna și împușca undeva la 20-30 de urși pe zi. Da? Nu exista zonă, cel puțin atunci, în România, unde să fie mai mulți urși. Da? Pușca Ceaușescu când voia. Cât un urs, nu era nicio problemă. Mistreți, bineînțeles, vulbi, lupi, erau de toate în vremea respectivă. Bun, suntem pe locul 10 în Europa la consumul de bere. Asta este o informație estivală. Nu stăm așadar nemaipomenit. Deși berea este foarte ușor de băut, este până la urmă considerată un aliment în cele mai multe țări. Este aproape ca și cafeaua sau ceaiul. Nu e nicio virtute că ai băut o bere. Este extrem de ușor și de la îndemâna oricui. Bine, în acest clasament, evident, Cehia conduce, a fost mereu pe prima poziție în Europa, 137 de litri pe locuitor. Asta este media. În România suntem abia la 75. Deci față de 137 cât are Cehia. Pe locul al doilea a ajuns Polonia și au progresat bine polonezii. În Germania, pe poziția a treia, 96 de litri au nemții, față de 137 pe an pe cap de locuitor în Cehia, așa se măsoară. Austria, 95, este la o jumătate de litru de Germania. Ce bătălie între ăștia, bă! 96 Germania, 95,5 Austria. Lituania a ajuns, iată, în cârca podiumului, 92 de litri. Lituania, femeile au recuperat în ultima vreme, mai ales de când occidentalii s-au deplasat acolo, țara considerată cu cele mai frumoase femei din lume, în momentul de față, Lituania, și pe undeva și cele mai ieftine. Piața berii a crescut în ultimii 5 ani cu aproape 20% în România, deși paradoxal noi nu avem, spun clar, nicio bere de 5 sau de 4 stele, așa cum erau ele repertoriate recent într-un ghid englezesc fabulos, unde erau trecute toate berile din lume, pretindeau ei. România nu are niciuna la 5 sau la 4 stele, în mod evident, n-am avut practic niciodată. Să bea bere proastă, la capitolul ăsta, cred că suntem primi în Europa. Beer no name dintre astea nu reprezintă nimic decât pentru noi. Așa? Și câteva semne de alea că au luat toate premiile pe la festivalurile internaționale, lucru pe care îl face absolut orice bere de oriunde. Să știți că am băut la un moment dat și bere din Namibia și aia luase toate premiile. Deci ca să știți că nu înseamnă nimic acest lucru. Bun, ne abia așteptăm întâlnirea cu Dan Bâra, să vedem, e mai înalt, e mai slab, e mai gras, are mai mulți motani. O să vedem imediat, dar deocamdată o pauză publicitară. Frunzărind un pic presa de mâine, iată peste cine dăm. Domnul Alexandrion. Uitați-l bă pe nenea ăsta, amicul nostru. S-a dus acum să se ia la trântă cu americanii pe piața whisky-ului, bine cunoscut la noi, pe numele său Navah Salameh, dacă așa s-o citi, proprietarul producătorului de spiritoase Alexandrion. Nu l-am mai văzut de mult la moacă, dar uite-l că apare pe prima pagină. Praful s-a ales de căsătoria lui Nasti cu Brigitte și că sfăt ar fi în Turcia cu iubitul. E mult spus. E mult spus în Turcia și iubitul, dar în orice caz nu este cu Ilie și ci că practic șansele sunt zero, spune împăciuitorul Click, ca această căsnicie să mai existe. Mai departe, în ziarul financiar, mai nimic ca de obicei, adică Isărescu declară creditul devine în sfârșit un motor al creșterii economice.
Ei bine, mâna lui dreaptă, Adrian Vasilescu, vorbește despre dinastia Deng în China. Vorbește despre chinezi în general. Cred că a luat un pic razna. SRI a ajuns fruntaș în NATO la buget și la număr de agenți în România Liberă. Era ajuns o fițuică, practic, de câteva pagini. Mai departe, evenimentul zilei miroase bine, să știți. E un miros de pește proaspăt, așa. Arestarea țarului de la CFR, o poveste cu ruși, iranieni, Miron Mitrea și Adrian Năstase, unde-i bombonel suntem și noi, jaful energetic de la porțile de fier, Nichita Stănescu lângă Michi Buzărnescu, care a trecut de la agonie și acum a atins extazul, chiar așa, oare ce-o fi făcut în viață Mihaela Buzărnescu, că n-a auzit nimeni de ea până la 29 de ani. Riscă să devină numărul 1 mondial și noi nu o cunoaștem aproape deloc. Despre Alain Delon, pe prima pagină, la reflexul de cultură, extraordinar, mâine în evenimentul zilei. Așa ceva mai rar la noi. Și în fine, Răzvan Boanchi stă pe plajă undeva la mare și se gândește la Piața Victoriei, în timp ce Ziarul Național se întreabă Dragnea de unde bani și respectiv se sparge brigada antitero. Publicitate și apoi, în sfârșit, dăm bâra și verdictul acestor luni de vacanță. Ne doarcem!